Acolo la undeva aproape de Ciolpan mai e o balastieră. Aici la pod Vale, nu? Da, aici, pe ăsta e pod. Ne găsim acolo. Că trece... Intrăm în Ilfov. Bărbatul lipsește de aproape o săptămână de acasă. Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, însă cei mai mulți cred că acesta s-a înnecat. Căutările pompierilor dâmbovițeni au fost continuate azi de colegii din Ploiești, care au parcurs râul Cricov de la granița cu județul Dâmbovița și până la cea cu Ilfov. Lăsați-o ușor, ușor! Ușor aici. Lăsați-o mai ușor decât la fără. Lăsați la răgălit. Ne găsim la fiul de la Poenarii Vei, la următorul pod. Aha. Da? Da. Căutările au fost oprite la lăsarea întunericului după mai bine de 7 ore. Ele vor fi reluate cel mai probabil de pompierii din județul Ilfov zilele următoare.